Bună, bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat, așa cum puteți observa și în titlu, de pe Casa Retro. Casa Retro este un magazin online care are foarte multe lucruri, de la tot felul de accesorii pentru hobby, în ce privește scrapbooking-ul și modelaj și tot ce ține de hobby creativ, până la tot felul de detalii și accesorii de tăiat, de decorat și embosat și tot felul de nebunii. Sponsorizată de acest magazin, pur și simplu este unul din acele magazine pe care l-am descoperit în căutările mele de washi tape și când am văzut că are mult mai mult decât washi tape și sunt tot felul de accesorii interesante, a devenit unul din magazinele mele preferate. Recent am pus o comandă la ei, am tot așteptat să văd dacă au și ei Black Friday, reduceri după anul nou, nimic, așa încât m-am decis să dau o comandă pentru că aveam niște lucruri pe care mi le doream și vreau să vi le împărtășesc și vouă, veți avea link-uri în descriere și haideți să vă arăt ce mi-am cumpărat. Acest carton este o hârtie cartonată, dar destul de maleabilă, nu este foarte groasă. Mă așteptam să arate ușor altfel, dar îmi place oarecum și o veți vedea la un moment dat folosită în agenda, deocamdată nu știu exact cum și în ce fel. O pagină și de aceasta sunt foarte încântată, clar vor veni două coperți în agenda mea din această hârtie, care din nou e foarte subțire, mult mai subțire și decât cealaltă, chiar nu pot să o consider carton. Are și pe partea aceasta un model cu note muzicale, iar pe verso sunt buline și un model floral. Nu o să vă las chiar acest model, o să vă las genul ăsta de hârtii decorate și vă alegeți voi din link ce vreți. Mi-am mai luat această casetuță. Ce pot eu să îmi reproșez mie este faptul că n-am niciodată răbdarea de a lua o, nu știu, o linie sau ceva ca să măsor, pentru că pe site sunt întotdeauna date măsurătorile, dar nu am absolut deloc această răbdare. Și am luat această cutiuță în speranța că voi putea organiza washi tape-urile în ea, însă este mult prea mică. Mi-am mai luat această bandă dublu adezivă, mereu o folosesc nu doar în agenda, ci în multe lucruri prin casă. Am luat această foarfecă. În momentul în care mi-am luat o foarfecă de precizie, mă așteptam să fie o foarfecă mare, dar spre surprinderea mea e micuță. Cu toate acestea îmi place și îmi place chiar foarte mult pentru faptul că pot să o iau cu mine în geantă, în penarul pe care vi l-am arătat în videoul anterior. Și dacă puteți să observați, are capetele foarte, foarte ascuțite, motiv pentru care poate tăia în detaliu și fiind așa de ascuțită e chiar periculoasă. Sunt recunoscătoare că are și un capac și pare destul de rezistentă și foarte ok. Erau altele la prețuri mult mai mari decât aceasta și mă bucur totuși că am luat-o pe aceasta pentru că pur și simplu nu-mi făceam niciun fel de idee cum arată de fapt o foarfecă de precizie și mă bucur că totuși n-am investit foarte mult și să fi fost dezamăgită. Așa, la prețul ăsta sunt chiar mulțumită, plus că e roz. Am mai luat și două kituri de scrapbooking. Multe m-ați întrebat ce înseamnă scrapbooking. E, din punctul meu de vedere, un fel de artă în care practic îmbini designul și decorațiile de toate tipurile ale hârtiei cu amintirile tale și scriezi un fel de album cu amintiri de când te-ai născut și până când, nu știu, până la momentul în care te hotărăști să-ți faci acest album, într-un mod foarte frumos. Eu nu le folosesc în acest sens. Cred că voi ajunge să-mi fac și un album de scrapbooking undeva la pensionare. Deocamdată nu am răbdarea și timpul necesar pentru acest lucru. Însă eu folosesc aceste kituri în agenda. Să știți că kiturile de scrapbooking în general nu sunt ieftine și sunt foarte multe modele acolo. Am mai avut încă două kituri de scrapbooking de pe Casa Retro, de acelea sunt mult mai mulțumită decât acestea. Acestea
din punctul meu de vedere, nu sunt foarte calitative. O să vă arăt un pic, sunt ambele, pur și simplu, au doar o altă tematică, dar sunt ambele de la aceeași firmă. Și vin cu un set de rame și mici accesorii, cum ar fi năsturaș, floricele, materiale pe care le poți atașa. Vine cu un carnețel. Carnețelul nu-mi place pentru că hârtia este de o calitate foarte proastă și nu știu dacă se va vedea pe cameră, dar imaginile par de parcă ar fi fost scoase la o imprimantă care a rămas fără tuș și nu mai are puterea să scoată culorile la aceeași calitate. Și acesta este cel Antique Rose. De asemenea, vine cu niște stickere și nu se mulțumite nici de aceste stickere pentru că vine și cu o foaie velină cu tot felul de citate motivaționale. Pentru că, din nou, și stickerele au aceeași calitate proastă a imaginii, de parcă ar fi fost scoase cu o imprimantă fără tuș, cu tușul pe terminate. Și mai vine cu niște hârtii decorative. Felul acesta, sunt foarte multe modele, dar aceeași calitate proastă a imaginii și nu cred că se va aprecia pe cameră, dar vă spun eu că acest kit nu-mi place și nu-l recomand. Iar următorul kit este cel Romance și vine cu acest carnețel care are și o panglică și un clips argintiu, auriu. Vine cu năsturaș și tot felul de accesorii și rame și mici etichete. Mai vine de asemenea cu această parte care are stickere și este pe același stil ca și kitul anterior, doar că sunt diferite atât citatele cât și stickerele. Cât de cât să zic că stickerele îmi plac mai mult la acest kit decât la celălalt. Iar acestea sunt hârtiile, din nou, de o calitate foarte proastă, nu știu, nu-mi plac absolut deloc. Hârtii simple la o adică pe care pur și simplu puteam să le fac eu dintr-o coală și nici hârtia nu mi se pare una extrem de calitativă. Nu recomand aceste kituri, sincer, decât dacă vreți neapărat, nu știu, să aveți un kit de genul ăsta cu anumite piese pe care le are kitul ăsta. Am mai avut Me and My Precious Moment, un kit de scrapbooking de pe Casa Retro, o să vi-l las și pe acela și încă unul. Și pe acelea să zic că sunt mult mai mulțumită de ele decât de acestea. Care probabil este cea mai interesantă pentru voi este partea cu washi tape-uri. Washi tape-urile pe care le găsiți pe Casa Retro sunt cele de la Ursus, costă 10 lei. Și în funcție și de model, aveți parte de o bandă mai bună sau mai puțin bună. O să vă arăt imediat despre ce anume vorbesc. Însă, inclusiv hârtia, este o hârtie ușor ciudățică, parcă mult mai subțire decât hârtia de pe eBay, a washi tape-urilor de pe eBay. Dar aveți avantajul că puteți să le luați mult mai rapid, nu trebuie să faceți o comandă în afara țării și aveți totuși câteva modele bune și pe Casa Retro. Eu mi-am luat următoarele modele. Unul cu cupcakes, unul cu trandafiri și unul cu buburuze. Cel cu buburuze îmi place la nebunie, la fel și cel cu trandafiri. Nu știu din nou dacă pe cameră se va vedea, dar cel cu cupcakes nu are aceeași calitate a imaginii. Imaginea parcă este puțin ștearsă, de parcă ar fi rămas din nou fără tuș. Da, este un dezavantaj la washi tape-urile care sunt mai colorate, dar din nou, se lucrează destul de bine, se lipesc și se dezlipesc, așa cum se întâmplă cu orice washi tape. Și totuși nu au un preț atât de mare precum au washi tape-urile din librării, care costă în jur de 17 lei, poate și mai mult. Am lăsat la sfârșit lucrurile de care eu personal sunt cea mai încântată, și anume ștampilele
și mi-am cumpărat două ștampile, două ștampile din silicon de la Paper Mania. Mi-am cumpărat acesta care imită un fel de carnețel de notițe. Am să vi-l arăt și cum arată imprimat. Cam așa vine imprimat. Și mi-am mai luat un calendar. Calendarul arată ceva de genul acesta. Sper să se vadă pentru că este cu un tuș auriu. Vorbind de tușuri, mi-am luat un tuș pe care de altfel l-am văzut la foarte multe fete din afară, cel de la Dog Crafts Artist, și mi-am luat varianta pe auriu. Mi-am luat încă unul de la Stains Ink, care este mult mai mic comparativ cu cel de la Dog Crafts, dar parcă îmi place mai mult cel de la Dog Crafts, nu știu dacă e de vină culoarea. Acesta mi se pare mult mai intens, dar mult mai greu de lucrat cu el, pentru că nefiind mic, mai ales dacă aveți ștampile mari, e un pic aiurea. Cam așa arată culorile, auriul și rozul. Și am să vi le arăt și una lângă cealaltă ca să vedeți diferența de mărime între acesta și acesta. Și, spre exemplu, ștampilele mele, ca să puteți observa cât de mari sunt, de ce spun că e mai bun acesta, pentru că practic din două ștampilări am umplut toată ștampila. Pe când folosind o cerneală de genul acesta, e mult mai greu să umplu o ștampilă, trebuie să ștampilez de mai multe ori. Am mai luat și matrița pe care se pun ștampilele. Cele care știți cât de cât despre ștampilat, probabil știți că trebuie să avem o matriță transparentă pe care să lipim ștampila din silicon și mai apoi să punem cerneală. Și fiind transparentă, vezi foarte bine localizarea atunci când pui ștampila și nu ai cum să greșești. De acestea sunt foarte încântată, de matrița pentru ștampilată, îi zic eu, nu știu exact cum se numește, și de ștampile, și voi mai cumpăra și alte ștampile din silicon de la ei, pentru că sunt foarte bune și chiar vi le recomand. Asta e tot ce mi-am luat, sper că v-a fost de ajutor, nu uitați să vă uitați la linkurile din descriere, pentru că practic acolo găsiți link pentru fiecare lucru despre care am vorbit. De asemenea, mai am o rugăminte la voi, stau foarte mult acum în dubii dacă să mai fac videouri pentru agende sau nu, cu toate că văd o avalanșă de cereri din partea voastră. Pe de altă parte, toate aceste videouri primesc foarte multe comentarii negative și de asemenea o avalanșă de comentarii care sunt ușor fără noimă, ușor fără sens, și nu am întâmpinat niciodată până acum această problemă. Motiv pentru care sunt un pic dată înapoi de acest lucru. Cred că ar trebui să dăm dovadă de mai multă maturitate atunci când scriem un comentariu și ar trebui măcar să aibă un înțeles ceea ce vreți să spuneți, pentru că de multe ori pur și simplu sunt comentarii care n-au niciun sens, nicio legătură, nu înțeleg practic ce vreți să spuneți. Și v-aș mai ruga de asemenea să vă uitați și la alte comentarii înainte să puneți o întrebare, pentru că de multe ori se repetă întrebarea și pentru mine e obositor să răspund de 10 ori la aceeași întrebare. Acestea fiind spuse, vă aștept și luni și joi cu un video nou și vă las playlist-ul cu o grămadă de videouri legate de organizare. Să aveți o zi minunată! Pa, pa!